Rusia a atacat Ucraina în zorii zilei de 24 februarie. La prânz, în aceeași zi, primul val de refugiați a ajuns la granițele României. Mame cu copii și persoane în vârstă și-au înghesuit toată viața într-un bagaj și au luat drumul refugiului fugind de bombardament. Dincoace de graniță, românii au trecut prin cea mai rapidă mobilizare de umanitate din istoria recentă. În aceste prime zile, localnicii din satele aflate în preajma punctelor de trecere a frontierei au sărit să ajute fără să stea pe gânduri. Ei erau cel mai aproape, iar drama refugiaților începea să curgă sub ochii lor. Vedeau copii înfrigurați, adesea flămânzi, vedeau mame disperate care încercau să fie puternice. Impactul emoțional a fost uriaș pentru localnici, pentru că, pentru ei, victimele războiului nu erau undeva departe, ci treceau chiar pe strada lor. Am auzit că începe războiul. Și atunci pentru noi a fost un moment foarte marcat, pentru că și bunicii noștri au trecut prin război. Și bunica mea a povestit că a fost în evacuare și a luat căruța și copiii în căruță și vaca după și s-a dus. A plecat atunci, a fost aici frontul și eu plecat la Grămești. Și acolo a stat din primăvară până în toamnă. Și oamenii care au reușit să pună ceva în pământ când au venit, au mai găsit ceva să mănânce, care nu... nimic. Și au fost oamenii. Și-a trecut foarte greu. Și atunci când am auzit că începe războiul în Ucraina, și acum este foarte greu să acceptăm ce se întâmplă acolo. Steluța și soțul ei au o pensiune aproape de Vama Siret și au anunțat din prima noapte că vor să primească refugiați, mai ales că autoritățile încă nu apucaseră să organizeze adăposturi sau tabere. La fel au făcut multe dintre pensiuni și apoi sute de oameni din satele Bucovinei i-au primit pe ucrainieni în casele lor. Directorul de la școala noastră, de la Suceviță, domnul Sandu, a inițiat un grup pe WhatsApp, Suceviță ajută. Și atunci au pus toate pensiunile, hotelurile, cine vrea ca să primească oameni refugiați care fug de la război, care vor să vină să caute scăparea în România sau care sunt în tranzit să aibă unde să doarmă, să odihnească. Vorbim, scriem cine are camere, avem atâtea persoane și spun, eu am, eu primesc, eu acolo știu. Și discutăm și ne-am organizat foarte bine, chiar și la miezul nopții, dacă sună cineva, oamenii sunt dispuși ca să răspundă și să primească. Da, înțeles că și noastră și alții primiți fără să plătească. Da, da. Primim fără să plătească, pentru că dacă bărbaților au rămas să lupte pentru țară, femeile, copii, și trebuie să o iei de la zero. Când te întorci, dacă te întorci, casă, totul, cu ce să plătești? Și atunci îi primim un ajutor din partea românilor. За дітей. Думайте, що за себе, за дітей це все полишали і пішли, наробилися. Да, наробилися і пішли. Гей, давайте, все. Я вже допомогу. Сюди поїхала, тому що брат з татом пішли на війну, а мене відправили, щоб я якось була захищена. Вони вже розуміють, вони вже великі вояси, так як і ми. Ну, неправда, ще так не осознають, звісно, як ми, але... Сюда приїхала, але що далі, куди? Нічого не знаю. Бărbații care au rămas acolo la război și femeile care le-au trimis în țară, aduc până la vamă cu mașinile, copiii și femeile trec, ei se întorc înapoi să-și apere țara. Deci asta e un... N-ai cum să nu îți pară rău pentru ei, să nu plângi cu ei, să nu te doară, să nu-i ajuți. N-ai cum. Cel puțin pe noi ne-a marcat foarte mult asta. Foarte mult. Știți cum, când auzeam că este război în Siria, în Afganistan, în America, nu știu unde, este război, nu te doare ca atunci când e lângă tine. Știți cum, când altfel simți când e războiul, aici și vin oamenii și îi vezi și... Nu, e război, e război, asta e, nu ne-a durut. Știți cum? Distanța și nu-i cunoști și nu-i acum când vii și vorbești cu ei și îi vezi și chiar am avut, ieri dimineață a venit o familie de musulmani. Tot i-a adus cineva, erau doi bărbați și o femeie cu vreo 4-5 copii.
Deci îi vezi, ți milă de ei, că ies, că se duc, parcă când erau în partea cealaltă, nu, asta e război, ies și pleacă. Dar când îi vezi că vin, când stai de vorbă cu ei, altceva. La frontiera de nord a țării sosesc în continuu ucrainieni care fug din calea conflictului armat. Cozi kilometrice s-au format pe sensul de ieșire din Ucraina. Mulți dintre ei au rude în țara noastră și pentru moment au asigurat un loc de cazare. Românii au pornit spre vamă cu dorința de a ajuta în orice fel, nechemați de nimeni. Oamenii au început să se anunțe unii pe alții că numărul refugiaților crește de la oră la oră și că sunt tot mai multe nevoi. Toți tinerii, voluntarii, de o săptămână de zile suntem total diferiți, mai puțin dormiți, pentru că încercăm să ajutăm cu tot ce se poate. Eu stau de noapte cu prietena mea și cu alți colegi de la ora 12 noaptea până la 5-6 dimineața, pentru că, având în vedere că sunt mai tânăr, am considerat că este mai mare nevoie de mine atunci când este mai fric și mai greu. Să-i putem să-i ajutăm pe oameni să le traducem și să găsim cazare pentru ei pe loc, pentru că sunt foarte mulți oameni care doresc să ajute. Sunt multe locuri de cazare gratuite, evident, pentru mulți dintre ei. Și atunci am hotărât cu câțiva colegi să stăm noaptea. Ieri, de exemplu, cred că s-au cazat, să spunem așa, în jur de 80 de persoane prin numerele de telefon pe care le-am primit. Dar sunt sedii la Siret, la stadion. Acolo, din câte am înțeles, sunt doar cei care nu au documentele în regulă și rămân peste noapte. La școala Petru Mușa din Siret sunt foarte multe locuri, dar când se ocupă, deja trebuie să găsim în altă parte. De exemplu, la sediul Uniunii Ucrainenilor de la Siret, la Biserica Romană Catolică din Siret, vin și alte persoane de alte naționalități și dacă se umple, trecem spre familii. Pentru că sunt unii care chiar așteaptă, nu dorm noaptea, și imediat mă sună când văd mesajul. Cam așa procedăm. Nu suntem foarte organizați, pentru că vă dați seama, nimeni n-a prevăzut fluxul acesta mare de oameni. Prin casa familiei Calapcu din Bălcăuți au trecut aproximativ 60 de oameni. Unii au stat doar o noapte și au plecat apoi spre alte țări. Alții au rămas, pentru că nu aveau efectiv unde să se ducă. Vasi și Lenuța abia au terminat de construit casa în care s-au mutat împreună cu băiețelul lor acum câteva luni. Nici nu-și imaginau câți oameni își vor găsi aici adăpost. Au pus la dispoziție 4 camere, pentru că au văzut că, în general, grupurile mai mari de familii nu încap pe la gazde, iar refugiaților care vin într-un grup le e teamă să se despartă și insistă să fie cazați împreună. Vor să învăț ucraina asta. Cred că fiecare are. Asta e datoria fiecăruia de noi. Să ne ajutăm. Că azi sunt ei, mâine putem fi noi. Pentru cel mic, cum e că dintr-o dată a început să fie aici? Da, el e foarte bucuros. Pentru el e cel mai fericit. Cel mai fericit din na, neștiind, fiind încă mic, vede copii și se joacă și le arată. Na. Dar prin gesturi ne înțelegem și ei, toată mulțumirea lor când te mulțumească, te strâng în brațe și simți că atunci simți că ești util pentru ei. Că... Și o stare curați. Da. Se trezesc dimineața, își fac patul. Și noi îi lăsăm liniștiți. Noi nu... noi îi arătăm. Aici aveți camera, aici aveți băiță, aici aveți săpun, aveți mâncărica. Ca sunt ca casele lor. Caldă. Ce vreți după mâncare? Este acolo în frigider. Este salam, ce vor, dacă mai vor ceva. Ouă sunt, ei mai fierb ouă. Și nu vrem să stăm... să știți, pe ei. Mai venim așa, vorbim un picuț cu ei, după aia lăsăm liniștiți, că iau și ei al lor. Problemele lor, necazurile lor, gândurile lor și le-am spus, dacă vreți, na, să vă faceți mâncare, poate a voastră, tradițională, este tot, duceți, deschideți frigiderul, ceapă, cartofi, tot ce trebuie.
este, vă arătăm, luați, faceți, nu-i nicio... Aveți nevoie de ceva, veniți. Aveți nevoie de ceva, spuneți, nu și noaptea, vă aducem, zic, veniți, oricând. Și noi ce aveți nevoie, și spuneți. Și ei, na, vă dați seama că nu au cuvinte ca să ne mulțumească pentru tot. Ne-am pus așa, cât o să țină, să-i luăm în continuare la noi, să nu stăie pe drumul, să nu înghețe copilașii, știți? Că vă dați seama, un copil ce știe? Noi mari mai știm, mai bem un ceai ceva, mai ceva ne încălzim, dar un copil ce știe, sărac? Pe zăpada asta? Da, că au fost persoane care ziceau că marșă 3 zile pe drum, înghețați, flămânzi și zici când au ajuns... Greu, sărăcuți. Pe teritoriul României, zici că i-au primit foarte bine, foarte bine, cu pături. Nu s-au așteptat, știți? Nu s-au așteptat, săraci oameni. Și cum să nu îi ajuți? Dar îi ajutăm pe la urmă, cât putem. Noi am zis că mulțumim Domnului că avem un congelator acolo jos, să avem provizii, și avem și scoatem că de acolo și facem. Cât este să mâncăm împreună, că nu o să fie nici pentru noi, nici pentru ei. Și doamna, care povestea e? Ce plan are pentru viitor, de exemplu? Ca pe Taivas, ve șoc, coște se leșate u românii sau coște te uperet sau cu dave mai tehat cu ite? Ити совершенно никуда. Не знаете куда? Абсолютно никуда идти. И, ну, я хочу домой. Vrea să se întorc acasă. Zici că nu au unde să meargă. Ea vrea acasă. Deci ea n-are unde să meargă, știți? Nu, ea хотела показати нашу прекрасну, чудову Україну, яку нищить зараз одна людина, маленька така людина, яка хоче знищити нашу чудову, прекрасну, найкрасивішу в світі країну Україну. І нам це дуже боляче. Ми дуже переживаємо, що ми не будемо мати вже куди вернутися. Ми не будемо мати де жити. Бо для нас наша країна це було... Ми дуже патріоти своєї країни. Для нас це найкраще місце в світі. Ми не хочемо більше ніде жити. Ніде. Ми хочемо вернутися в наш край. І хочемо, щоб ви нам допомогли, цілий світ, щоб нам допоміг. Бо ми самі не можемо це зробити. Ми не в силах. Ми не маленька, ми дуже сильна держава, але ви бачите, з ким ми воюємо, з ким ми маємо справу. Erau familii care spuneau de unde vineau, din Odessa. Da. Din Odessa și spuneau că el îi spunea la soțul meu că soțul vorbește bine ucraineană, îi spunea, zice, eu mă duc, îi duc în Italia la rude, dar eu mă întorc înapoi ca să-mi apăr patria. Mă duc ca ei nu știu. Ei nu știu și nici nu le spun pe cine ajung acolo. Nici soția, nici copiii. Nici soția, nici copiii nu știu, dar eu mă întorc înapoi ca să lupt pentru Ucraina, pentru țara mea. Și sunt diferite istorii, diferite, spunea o femeie că a lăsat acolo totul, casa, gospodăria, care a muncit de o viață, vă dați seama. Și spuneau că jumătate l-au bombardat, nu sunt mai căsele care e întreagă, care e pe jumătate, care e la pământ. Și spuneau că nu o să mai întoarcă deja acolo niciodată. Erau deja persoane care intrau, mai furau ce mai rămânea prin căsele. Care diferite drame și diferite situații, una mai urâtă decât cealaltă. Vașa Cata se leșela tam și țila și nu e bombardovană. Nu, vciura bula și țila. Uceară bula și țila. Țila, da. Ieri era încă întreagă casa, dar azi nu știe încă nimica. Ieri era încă întreagă. Tot o familie care plecau în Italia. El a venit din Italia și aștepta la vamă și ei când au trecut, știți, le-a luat și tot așa săracul n-a. Eu am stat seara la masă, am povestit așa, pe urmă ei s-au dus să-i culce. Dimineața am pregătit tot frumos să mănânci, că știam că trebuie să plece. Ei s-au pornit cam pe la ora 10, alaltă ieri. Și el vine, zice, Vasea, vin un coace. Vine acolo, zic, oare ce vrea să spun? El scoate $100 să-mi dea mie.
Eu zic, ce faceți? Dar eu zic, eu nu mă iau bani de la dumneavoastră. Mie nu trebuie bani. Eu fac așa să ajut lumea. A să-i dați la persoanele care să mai ajutați. Dar soțul spune nu, că noi avem, zice, nu-ți dau, nu vă las pentru voi, dar să ajut, că am văzut cum faceți, să ajutați pe alții, ca să dăi, ca să ne mulțumească într-un fel. Și era o femeie care a venit cu doi copilași și n-avea papucei la copii, i-am dat de la băiatul meu și i-am spus, na, cum am putut eu, că să iei cu ea, că am văzut că nu are. Și când a plecat, na, când m-am dus deja să fac curățenie, spun că trebuia să vină alte persoane, ea a pus papucei lângă pătuc. Că s-o fi gândit că dacă mai vin alți copii, să aibă și ei cu ce să încălță. Pentru Vasi și Lenuța, toți care au intrat în casă le-au devenit prieteni. Și se simt răspunzător pentru ei nu doar până le ies pe ușă, ci până ajung la destinație. Le spunem la toți, ne schimbăm numerele de telefon, să rămânem în contact. Și chiar cu, vă spuneam, era o familie care, mi-a cerut prietenia și spune, tu scrii în românește, eu am să-ți scriu în ucraineană și am să pun pe traducător și așa a făcut. A ajuns, mi-a spus că a ajuns cu bine, până ce noi vedem să ajungă la locul de destinație, nu suntem așa liniștiți. Și ne pare rău că pleacă, când pleacă așa ne pare rău, știți? Parcă se duce ceva de la inimă, parcă noi suntem bucuroși că îi avem, știți? Și când pleacă așa rămânem rău, deja când ne uităm, deja nu știu cum mai repede să sun pe părinte, știți? Să-mi aduc alții. Nu știu, deci, dar plăcerea aia sufletească. Ca să cunoști persoane noi, să cunoști, na, că au și ei tradiții diferite, au moduri de a gândi diferite. Dacă arăși o mesechișă, mă, șovas mai mă. Aia? Mesechișă, mai cază, acolo vid hoia, dacă ce o să le șaim o serță, n-am tăia camini, znaite? Aia este ce se jundu, mă, bujă, cac eu budu să vami răstavați. Încă din primele ore ale războiului, companiile care au filiale în Ucraina s-au îngrijorat pentru colegi. I-au contactat urgent și i-au îndemnat să vină spre frontieră. La început au trecut și bărbații, apoi granițele s-au închis pentru ei, dar au continuat să vină colegele și familiile lor. Românii s-au dus să-i aștepte, au închiriat pensiuni întregi și i-au adus pe rând la adăpost, pe cât mai mulți dintre ei. Având un birou la Cernăuți, cel mai ușor ne-a fost să aducem lumea din Cernăuți, cine a vrut să treacă. Încă s-a mai putut trece la acel moment, au mai putut trece bărbații. Am reușit să ne aducem 29 de colegi, dar în realitate 50 de oameni, pentru că colegii au venit și cu prieteni sau rude, sau avem un caz în care a venit cu bona la copil, diverse situații. It started that one morning we woke up to the sound of explosion in our city. And at first we didn't know what it was, but then everyone started calling, like, go hide, because the airport in our city was blown up. Where was that? It's in Ivano-Frankivsk. It's a western Ukraine. It's small city. It doesn't have any strategic objects in it, like except that airport probably. We never expected that the war, if it ever started, that it would be extended to western Ukraine. It was scary. We tried to protect our son from realizing what's happening, but he's 7 now and he actually knows that there's a war, and we made a decision to go to Romania because our company offered us help. I didn't want to go because men are not allowed to leave and my husband is left in Ukraine. I didn't want to live without him, but he pushed us because he said, I will feel better knowing that you are safe. I'm becoming emotional, sorry. And I couldn't sleep for 2 days when everything started. And when we came here, I finally could sleep. And I thought that my son would be a little bit like oblivious to what is happening, but he is not.
And I realized that when we were going by car to here, he saw some smoke on the fields and he was saying, Mama, bombs. And he's just 7. Everything has changed just in one night. It's like life divided into before and after, just in one night. Because we saw news, like there were some talks before that this might happen, but no one believed that this, like, people thought, okay, he will just speak and everything will be just remaining as talks, but no one believed that this will really happen, like, so fast. I still hope that this will end soon, like few weeks, maximum month, and things will return, because I cannot accept the fact that my country is under bombs right now. And we approached the border, and there was real mess. You know that we were standing like 9 hours, and you came alone? My brother drove me. He wasn't allowed because he was like obliged, but he wanted to see me to the border and see that I go through and everything is okay with me. So he helped me actually a lot, because you had, you know, to be very persistent in order to cross. There were many people, there were many fights, you know. And after those 9 hours, I was so exhausted. I remember I was very thirsty. I forgot my food at home. And when I crossed the border, the first thing I saw is a man approaching me and giving me water and food. You know, I was so shocked, and I saw that people, Romanian volunteers, are helping us. Our colleagues did a very huge job to support to me, to my colleagues here that are arriving. I don't know, just in a few hours, they activated themselves in such a way that it's amazing. It's just amazing. And even when I was crossing the border, the volunteers, Romanian people that were waiting at the border, I was so touched. I wanted to cry, because I didn't ever think that this will happen to us in real life, that we will go and people from Romania will just offer places to sleep, food. They were giving us like big bags of food, of necessary things. And in this situation, you understand who is who. And people are really willing to help, because we understand that this issue might become really global for everyone. It's not just country related, it's a global. De aici o să facem tot posibilul să-i ajutăm, pentru că sunt care mai au rude prin țară și vor să plece în alte orașe, sunt care vor să rămână în Suceava și atunci vom face orice să le închiriem apartamente. Avem colegi care au părinți în străinătate și îi ajutăm să plece în străinătate la părinți. Nu știu, orice. Mesajul de la Jerry, de la șeful cel mare, este să ne dăm peste cap, dar toată lumea să fie safe. Trebuie să ajutăm colegii de acum, colegii care au fost oricând, care au lucrat în OSF, chiar dacă nu mai sunt cu noi, colegi la alte firme și toți oamenii pe care îi putem ajuta să-i ajutăm. Colectivul la Suceava este extraordinar, dar toată lumea, adică nu am văzut zilele astea cineva să nu sare, să nu ajute, cu cât poate, cum poate, dar la momente de astea chiar îs mândru de ce putem face. All of us thoughts only was about the war, about our parents and relatives, and you know, this is the first day that we started to work just to change our minds, because, you know, all our thoughts about friends and people and all that's going on there in Ukraine. Ajutorul și găzduirea oferite de oameni, companii sau biserici în primele două nopți au dat timp autorităților să se organizeze. Au răsărit taberele de refugiați și prima de lângă granița de nord s-a ridicat pe stadionul din Siret. Organizarea a fost gradual. Efectiv, am văzut corturile răsărind în mai puțin de două ore, ridicate 30 de corturi, lucru pe care nu ne gândeam că se va întâmpla atât de repede, ne așteptam la un timp mai lung. Și în câteva ceasuri această tabără a devenit funcțională. A devenit funcțională în sensul că am dotat-o cu instalații de climatizare, de iluminat, cu toalete, cu punct medical. Mare parte dintre colegii mei cunosc limba ucraineană, avem și traducători voluntari. Hrana este asigurată,
tot ce înseamnă bază materială pentru copii, inclusiv avem Pampers, avem lapte praf, tot ce au nevoie pentru ca scurta perioadă pe care eu o petrec aici să fie cât de cât în condiții umane. Numărul de refugiați se dubla de la o zi la alta. Au apărut din ce în ce mai multe situații de rezolvat. Unii oameni au venit fără acte, alții au anunțat că s-au pierdut de restul familiei, își căutau surorile sau părinții. Unii voiau să plece mai departe, alții să ceară azil în România. Totul s-a transformat într-o provocare uriașă pentru voluntari, pompieri, polițiști, pentru toată lumea. I can only take her and the kids, the grandmother will come after because you saw that there's no space. Rând pe rând am adus suport psihologic, avem o echipă alături de colegul nostru psiholog militar, o echipă de psihologi voluntari. Fac o muncă extraordinară, pe mine m-a impresionat foarte mult pentru că umblă din cort în cort efectiv și nu așteaptă undeva să vină, hai, dacă ai nevoie. Nu, mamă, tu că să nu Это моё имя? Да. Undeva în toamna anului trecut, prin septembrie-octombrie, am lansat o invitație către toți psihologii cu drept de liberă practică din județul Suceava. Au răspuns aproximativ 23 de psihologi. Am făcut niște întâlniri cu ei și i-am instruit despre ce ar trebui să facă în astfel de situații. În toată instruirea lor am tot pomenit cuvântul: eu vă pregătesc pentru ceva ce nu ne dorim să se întâmple. Și uite că s-a întâmplat. Chiar dacă la început au fost 23, acum sunt 40 pe lista noastră. Nu toți participă efectiv, ei lucrează în ture, prin rotație și fiecare în funcție de cum poate să vină de la serviciu pe care îl are deja. Anca Rus face parte din această echipă special instruită pentru situații de urgență la ISU Suceava. Este profesoară în învățământul special, are și un cabinet de psihologie clinică, dar de când a început războiul în Ucraina, absolut tot timpul liber și îl petrece în taberele de refugiați de la Siret sau Rădăuți. Your members. You are alone. At the moment I'm alone. Okay. And you can put here you are with your dog. Okay? He is the most important member in your family. He is like a child. I understand you. Ukraina. Yes, it's Ukraina. Yeah. Okay. You just have to wait. Stay calm. Okay? Please. I will try my best. That's enough. If you need help with your dog, if you need something, tea, coffee, if you want to... It's okay. I'll help you, okay? Let's go inside. It's very cold outside. Let's go. Sunt situații disperate. Încercăm să facem tot posibilul să-i asigurăm că lucrurile merg spre bine pentru ei. Reușim să le oferim ajutorul, suportul și psihologic și alimentație. Deci nevoile de bază, încercăm să-i le asigurăm cât putem. Eu am venit cu translator de acasă. Un prieten de familie s-a oferit să vină cu noi și își oferă serviciile ca să ne ajute să facilităm comunicarea. Dacă nu știm limba, este foarte greu, foarte puțin cunosc limba engleză. Mamele cu copiii disperate pentru că și-au lăsat soții, oamenii, cum spun ei, și-au lăsat oamenii să lupte. Astăzi, într-un cort, am întâlnit persoane care au reușit să fugă aseară din localitatea în care a început să se bombardeze și povesteau cum picau efectiv din avioane tot felul de bombe și au fugit panicați, la fel cu copii, cu cărucioare, cu bătrâni. Situația este tragică și la bătrâni. Sunt corturi în care când trecem pe lângă ei se aud plânsete de bebeluși, plânsete de copii. Acolo intrăm și îi luăm în brațe, le ducem jucării. Am mai întâlnit o familie care veniseră cu 6 copii înfiați, toți,
Și acolo mi s-a părut extraordinar. Greu, dar fac față momentan. Din păcate, nici vremea nu prea ne ajută. Sunt copii afară, se joacă cu mingea, se joacă în zăpadă, mamele rămân în corturi, plâng și apoi când vin copiii, își șterg lacrimile și încearcă să devină cât mai puternice. Impresionați de tragedia ucrainienilor, oamenii au început să strângă și donații, lucruri și bani. Se interesau la tabăra de la Siret ce ar fi nevoie și se duceau să împartă direct refugiaților. Andreea și mama ei, Liliana, au fost cele care au luat inițiativa într-unul dintre sate, în Moldoviță. A pus fetiță un mesaj pe Facebook, ne-am adunat 6 oameni, să spun. Prieteni de-a noștri, vecini din sat. Am luat legătura telefonic și ne-am adunat, au dat câțiva bani, ne-am dus, am făcut cumpărăturile și a doua zi chiar am și plecat la Siret. N-am văzut ce e acolo, Doamne. Dar s-au mobilizat oameni, foarte, foarte mulți oameni simpli. Am văzut și un bătrân cu 2 plăsuți în mână, cât a putut el duce, ducea ceva alimente acolo în vamă. Am făcut un grup de WhatsApp, a făcut fratele meu din Cluj un grup de WhatsApp, au băgat câțiva oameni în grup, din Anglia, niște prieteni de familie, din Spania, fratele meu din Spania cu soția, și mi-au trimis și ei bani, o sumă foarte ok, și ieri am făcut din nou cumpărături, am cumpărat pături și pamper, șervețele, tot ce trebuie de igienă. Deci are să lăsăm aici câteva pături și mănuși pentru copii și ciorapi. Și ce o să rămână, ducem la Rădăuți, la o parohie care va pleca spre Ucraina, va trece granița să-i ajute pe cei de acolo, care așteaptă la coadă. Дякую вам. Я замерз. Руки. Suntem un ONG din Suceava. Avem adăpostul la 30 de kilometri de graniță, în Dărmănești, la 40 de kilometri. Din prima zi de când am aflat ceea ce s-a întâmplat și de război, ne-am mobilizat, am venit din prima zi aici, am făcut niște fluturași în două limbi, în românești și în ucraineană, pentru că era un haos din nedescris. Venea lumea cu animalul, omul înghețat de frig, animalul înghețat de frig. Bun, am dat acești fluturași în care spunem că oferim asistență 24 de ore din 24. Cazare, să identificăm locații, hotel, familie unde îi primesc cu tot cu animale, asistență veterinară, acte câinilor, chip, pașaport, carnet de sănătate, vaccinare, pentru că ANSVSA-ul a dat o derogare extraordinară chiar în a doua zi de când a început războiul, prin care a permis intrarea în România a tuturor animalelor de companie fără acte. Dacă nu se dădea această derogare, se încuraja practic abandonul și
nu știu dacă toată lumea are câini microcipași cu vaccinul la zi și cu pașaport. Deci intră în România toate animalele de companie. Noi stăm cu ambulanța, seara, ziua, cum putem, cât rezistăm cu frigul. Lumea vine cu animale, îi băgăm în ambulanță la căldură, sunt pisici închiși în cuști de câte 2-3 zile, le schimbăm pedul, le dăm mâncare, îi încălzim, le băgăm în pături. Au fost animale în hipotermie în fiecare zi, deci cum se schimbă situația în Ucraina, așa se schimbă și aici în vamă și cu animalele și situațiile și speciile și problemele pe care trebuie să le rezolvăm cu oamenii. De exemplu, azi ne-au sunat de la aeroportul de la Salcea, domnii de acolo de la aeroport, câteva familii s-au dus cu căței și cu pisicile, au crezut că urc în avion, la fel de ușor cu ele, cum au trecut punctul de frontieră. Nu, un avion, nici nu știu dacă toate companiile acum, să nu știu care îi primesc, dar ca să urci un animăluț în avion, trebuie deja carnet, pașaport, vaccinare. Și le-am dus și le-am preluat de la aeroport și au rămas animalele lor în grija noastră. Și dați-vă seama cam ce drame au fost, pentru că noi suntem din categoria celor pentru care câinele și pisica este un membru al familiei. Adică i-am luat, ne-am pus să promitem, să jurăm că avem grijă de animal și trimitem în Germania, Belgia, Olanda, unde s-au dus cu avionul. Și am luat și stăm în legătură cu ei și trimitem animalele. Când s-au așezat, unde s-au așezat. Exact. Drama și problema nu este a animalelor care intră în țară, pentru că dacă iau cu ei bine, dacă nu iau cu ei, rămân la noi. Deci oricum animalele care trec granița, frontiera în România, vor fi bine. Problema și drama e animalelor care au rămas în Ucraina, pentru că au rămas animale în lanț, animale, deci lumea au plecat, i-au bombardat, au rămas, deci câinile în lanț. Și drama este a câinilor rămași acolo, flămânzi, și a adăposturilor. Ținem legătura cu un adăpost de lângă Kiev, ne-au spus că iau la 50 de kilometri erau rușii de ei, că s-au bombardat, că nu mai au electricitate și vor rămâne fără apă în 2 zile, dar de atunci au mai trecut 5. Ei nici nu au de unde își comanda mâncare pentru că nu... Circulă nimic. Nu circulă. Nu știu, deci nici nu... Noi mergem, trimitem mâncare, o să trimitem până în Cernăuți. De acolo, ONG-ul cu care ținem legătura mi-au spus că încearcă și ei să găsească o cale să trimit mâncarea mai departe la Kiev. Că o să ducem tone de mâncare, nu mergem cu câțiva saci. În câteva zile, atât de multe donații s-au strâns la Siret și Rădăuți, încât taberele de refugiați și vama Siret au fost copleșite. Tone de alimente, îmbrăcăminte groase și articole de igienă au fost trimise și la Rădăuți pentru convoiul umanitar organizat de biserică. Urmează să încarci în container, să plece convoiul umanitar spre Ucraina și sperăm să ajung cu bine acolo. Parohiile din zonă, prin credincioșii și preoții lor, anumite ONG-uri, alte eparhii și parohii din țară au adus diverse produse. Important este că suntem într-o permanentă legătură cu cei de peste graniță, cu câțiva preoți de acolo și cu anumite grupuri de voluntari care ne comunică necesitățile care apar, nevoile care apar. Situația se schimbă de la o oră la alta, sunt lucruri imprevizibile și de aceea noi încercăm să fiind cât mai organizat să putem oferi tot ceea ce este necesar. Avem semnale că o prioritate ar fi pentru zona Cernăuțului echipamente medicale, mai bine zis materiale sanitare, tot ceea ce ține de, știu eu, instrumentarul necesar, seringi, pansamente, perfuzii, întrucât toate stocurile de astfel de produse din zona Cernăuțului au plecat spre conflict, spre zona de conflict. Am ales varianta de transport cu microbuze, cu autoutilitare, întrucât este accesul mai facil și sperăm că acolo să putem să distribuim în mai multe zone în care produsele acestea sunt de trebuință. Văzând unitatea ucrainenilor și dorința lor de a se apăra,
credem că Dumnezeu va face în așa fel încât să fie bine până la urmă, dar nu știm, nu ne pronunțăm. Că poate mâine suntem noi în locul lor și atunci românii nu știu unde să meargă. Generația noastră nu ne-am confruntat niciodată cu o stare de război la graniță și oamenii sunt speriați. De ce? Pentru că mai apar și foarte multe știri false, cum că s-a bombardat aproape de graniță la 15 km și oamenii se tem aici, fiindcă ea este foarte aproape. Acum cine are rude, dar unde are, cine merge, unde? Dar ca și popor. Nu știu dacă ar fi vreun popor care să ne primească așa cu brațele deschise, cum îi primim noi pe ucraineni. Ми подякуємо за гостеприємність вашу, що Румунія дуже нас підтримує, дуже нам допомагає, дуже до нас гарно відноситься, переживаєте всі. Ми дуже вам вдячні за це, що ви нас так підтримуєте, Румунія. A fost o manifestare extraordinară a oamenilor. Un val, cum să spun, un tsunami. Nu putem să spun val, a fost un tsunami, o explozie de empatie extraordinară pe care mi-ar plăcea să o păstreze și pentru momentul în care oamenii aceștia au plecat și vor rămâne noi aici. Aș vrea să o manifeste și față de cei mai puțin fericiți, confrați de-ai noștri care sunt în România și care au nevoie. Mi-ar plăcea să se întâmple acest lucru după ce se termină tot acest coșmar.